Este estimat o cifră de 3600 de locuri de muncă în prima fază a proiectului, după care până la 6000 de locuri de muncă se vor face și locuri de muncă indirecte, numai cele directe 3600. De exemplu, avem nevoie de utilaje din Germania sau din Canada, trebuie transportate, vin pe ocean, câștigă și navigatorii, câștigă și conducătorii auto de tiruri și, bineînțeles, sunt mai multe meserii în care vor avea toți de câștigat pe urma acestui proiect. Eu sunt un om al locului, 35-3 de ani la Roșia Montană, cu străbuniși, cu buniși, cu părinți, deci știu situația foarte bine. Dacă nu s-ar începe demararea proiectului minier, ce alte opțiuni de dezvoltare a zonei credeți că ar exista? Vă spun eu, în primul rând, tinerii și-ar lua bagajele și-ar pleca în străinătate, pentru că aici nu se poate face nici agricultură, nici industrie constructoare de mașini, nici siderurgie. Aici s-o trăi numai din minerit. Eu am lucrat, am 33 de ani lucrați, între care majoritatea îi am 22 de ani, am Roșia Montană și Cupru Abrud, Roșia Boieni. Deci asta știm noi să facem.